Mi-a apărut un iPhone 7 la ușă, ce pot să zic. Eu sunt Via și astăzi, pe lângă faptul că am ochii albaștri, voi face un story time. Un story time despre, ei bine, ce ați văzut în titlu, un abonat care mi-a cumpărat un iPhone 7. Cei care mă urmăriți știți că eu înainte am avut un iPhone 5 la care am ținut foarte, foarte, foarte mult și încă țin foarte, foarte mult pentru că e primul telefon pe care mi l-am cumpărat din banii mei, fiecare bănuț. Vai, era mândria mea, nu l-am zgâriat, nu i-am făcut absolut nimic. Ei bine, într-o zi am primit un mesaj cum că o persoană o să îl numesc Ishti. Ok. Deci, Ishti mi-a dat mesaj într-o zi cum că vrea să-mi trimit un pachet pentru mine și Betty. Și eu am zis, ok, bine, asta e adresa. Da, nimic ciudat pentru că mi se cere adresa de multe ori de la copii care vor să-mi trimită lucruri. Ok, i-am dat adresa, după care zilele următoare n-am auzit nimic de la el și după cam o săptămână, cred, mi-a spus că nu acceptă coletul la el în oraș sau ceva de genul și că e totul împachetat, dar totuși nu l-ar lăsa acolo. Am zis, ok, atunci nu știu, lasă pe altă dată sau habar n-am. Am zis că până la urmă nu ești obligat să-mi iei ceva sau să iei ceva lui Betty, este ok, stai liniștit. Da, ziua următoare mi-a spus că se află în oraș la mine și că vrea să lase pachetul la poștă în oraș, numai că era închisă poșta, deși programul era până la 8 și deja era ora 6, cred. Da, mi-a spus că ce să facă, el nu era din oraș de la mine, deci da. I-am zis că eu nu mă întâlnesc cu el pentru că nu-l cunosc și mi se pare ciudat, pur și simplu, nu am încredere în oameni ca să mă întâlnesc așa. N-am vorbit niciodată, dar ți-am dat adresa pentru colegi și da, nu pot să mă întâlnesc cu tine, afla. Și a zis, ok, înțeleg, dar el a auzit că mai este încă o poștă la mine în cartier. El nu știa că e la mine în cartier, dar da. În fine, a zis că a venit aici și a vrut să-l lase la poștă și au răspuns femeile de acolo că adresa respectivă, adică adresa mea, este la câteva străzi de oficiu poștal de aici și că poate să-l ducă și singur, ceea ce mi se pare o nesimțire, sincer. Gen, what the fuck, adică omul ăla te plătește ca să faci chestia asta și tu îi zici du-te singur? În fine. Am primit mesaj în ziua aia că n-a putut să lase nici acolo și bla 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 și totuși să ne întâlnim. Și am zis că nu mă întâlnesc cu tine, chiar îmi pare rău, nu vreau să fiu nesimțită, eu nu am obligat pe nimeni să-mi trimită un cadou sau ceva, pur și simplu a fost din propria ta inițiativă. Dacă chiar vrei să îl lași, treci strada, îi întrebi pe copiii din parc unde stă Diana Condurache pentru că toți știu și sună interfon, lași pachetul la ușă. Și gata, Betty dormea atunci și eu chiar oricum, nici dacă voiam, nu puteam să ies. A făcut chestia asta, după aia mi-a lăsat mesaj pe Facebook că e gata, l-a lăsat. Și eram, ok, bine. După ce a plecat, am ieșit, am luat pachetul și Betty normal s-a trezit și era super entuziasmată. Și credeam că se bucură pentru că a simțit că e mâncare pentru ea în pachet sau jucărele sau... Habar n-am, bine, ea e entuziasmată pentru orice se aude. Am deschis... De fapt, am rupt punga și am rămas cu gura căscată pentru că am văzut o folie de sticlă de iPhone 7, o husă de iPhone 7 și cutia aceasta. Da, am vorbit cu Max, Vasco, Shelly, White și cine mai este în grupul nostru de pe Facebook și le-am spus chestia asta și eram foarte șocată, deci foarte, foarte, foarte șocată. Eram gen, da unde jucăriile pentru Betty? Și credeam că aici este mâncare pentru Betty. Și Max mi-a zis să îl sun pe Facebook ca să îmi vadă reacția, gen când îl deschid. Asta era sigilat, gen neatins, era sigilat. Și da, a vrut chestia asta pentru că mai de mult mi-a făcut cineva o farsă cu bilete la Shawn Mendes. Dacă se află printre voi, urât, foarte urât. În fine, am deschis folia aia, am dat ăsta jos, am dat ăsta la o parte și tada, era aici iPhone-ul 7. Bine, acum se află iPhone-ul meu 5 aici, dar era ăsta. Da, acum era încărcat. Ok. Da, deci pur și simplu am rămas cu gura căscată, eram super speriată, nu știam ce să fac, Max s-a mirat, gen...
De obicei primim dulciuri, tricouri maxim, cuvinte frumoase, scrisori, desene, dar nu! Diana că primește cățel, telefoane și chestii de genul și da, el s-a bucurat pentru mine, dar eram foarte șocată, gen, eram speriată și șocată și normal, n-am vrut să accept ăsta, deci chiar n-am vrut să-l accept, dar n-avea nici adresă de returnare, nici absolut nimica. Și i-am scris lui Isti, pe Facebook, cum se presupune că trebuie să accept așa ceva. Și mi-a răspuns exact așa: nu aștept nimic în schimb, nici nu vreau să fiu mai aproape de tine așa. E un semn de respect pentru ceea ce faci. Mereu te-am apreciat pentru ceea ce faci și n-am avut șansa să vin la evenimentele la care ești prezentă. Mi-ar fi plăcut să vin și îmi place orașul tău. Și după am spus mulțumesc, dar un mesaj de mulțumire era de ajuns. Adică, what the fuck? Și am zis că sunt șocată. Și a zis, e ok, mă bucur că îți place. Da. Și de atunci s-a încheiat conversația. Un om normal, în a doua secundă, ar fi configurat telefonul și l-ar fi butonat. Eu am făcut chestia asta abia după 11 ore sau ceva de genul, pentru că pur și simplu am stat șocată. Am stat și mi-am calculat existența și chestiile, deci... Pur și simplu să îți dea un străin un telefon nou-nouț, sigilat, abia cumpărat, gen chiar abia cumpărat, cu căști, cu încărcător, cu de toate, să-ți dea și folie de sticlă și încărcător și chestii de genul. Asta nu se întâmplă zilnic și chiar eram șocată și încă sunt șocată și chiar nu vreau ca cineva să își facă o părere proastă despre mine sau să zică Dia, ești materialistă sau Dia, cum ai putut să accepti așa ceva sau chestii de genul. Nici n-aveam unde să-l dau înapoi sau nu știu. Totul s-a întâmplat așa. Nu știu, chiar nu mă așteptam. Și e dubios pentru că fix atunci mi se stricase difuzorul de la telefon și nu mi se mai încărca deloc telefonul și primul lucru pe care l-am făcut a fost să întreb pe soarele dacă mi-a trimis cumva un telefon. Și era ceva gen, Dia, ieri am plecat din România, cum să-ți trimit telefon, ai nebunit? Și chiar eram super speriată. Și da, până la urmă am acceptat cadoul, omul este în regulă, adică nu este vreun ciudat sau ceva, chiar este ok. Am vorbit și cu el azi, i-am cerut acordul ca să fac un story time despre asta, ca să nu fiu nesimțită să vorbesc despre chestia asta. Și da, acest story time a fost pentru cei care mă tot întreabă de ce mi-am schimbat telefonul, având în vedere că tot repetam că mi este drag și că nu l-a schimbat și din astea. Mi-a apărut un iPhone 7 la ușă, ce pot să zic. Ok, asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Puteți să-mi dați și un follow pe Instagram, că nu mă supăr. I-am fost Dia, vă pup și voi, bine. Pa!